oamenilor care preferă ploaia direct pe căpățână? Avanpost Radio Guerilla. Face pe om voios, pe acei cu idoprică îi ușurează. El e bun și pentru neauzire. El liniștește durerile de dinți. Pornește mai bine circularea sângelui, precum și firea la partea femeiască. Cu Bogdan Șerban, Felcer Cultural. Cultural. Păi, pe lângă bună seara, astăzi, așa cum am amenințat, mai primiți un dăs. Pentru asta a intrat și pe pagina de Facebook a Radio Guerilla și pe contul de YouTube al postului ăsta de radio. Bă, nu o să mai zic povestea, o să fie cea mai scurtă și cea mai fără cuvinte dintre ele. E trupa aia care a generat show-ul ăla de lunea, de exemplu, aici la radio. E trupa aia, da, care într-o pivniță de cârciumă m-a făcut să mă gândesc cum o să arate un live la radio. Luați de recunoaște trupa aia care acum e aici să-și lanseze noua bucată la 0758948948. Care e de fapt trupa aia? Atenție, că începe trupa aia! Știu că pare complicat, dar asta nu înseamnă nimic. Sunt atâtea de încercat în zi. Ce-ar fi să mergem, să dăm în conjur pământul lui într-un sejur, să înțelegem călătorim cine ești și cine sunt, să privim înapoi de departe. Când suntem numai noi, doar noi, noi doi, ochii mari ce mă gândesc, gura ta așteptând, atât de firesc, umerii aurii, ce-o să poartă copii, cu ochi mai întrebând. Întoarcem la un moment dat, mai sunt atâtea de încercat. O să ne facem aici în oraș o lumea noastră în patru pași, să privim înapoi de departe. Când suntem numai noi, doar noi, noi doi, ochii mari întrebând la ce mă gândesc, gura ta așteptând, atât de firesc, umerii aurii, ce-o să poarte copii, cu ochi mari întrebând.
Dolu Trăscău și Andrei Zamfir, The Monojack. Cel puțin varianta jumătate a trupei. Voi n-auziți, acum sunt aplauze. Dacă puneți și căști. Hai întâi să vă zic ce a zis lumea pe WhatsApp. Evident, majoritatea. Da, The Monojack, The Monojack, The Monojack. Așa, The Monojack, The Monojack. E unul singur care nu dă seama dacă a dat-o la modul tendențios sau a spus-o pentru că într-adevăr nu știe. Om la lună. Așa, vreți de Monojack, de Monojack și de afară. Mulțumim așa că e readus. Seamănă tare cu Doru de la Monojack. Sau altcineva. Da, păi nu, că nu s-a uitat, mă, da. Așa, respectiv de Stereojack. Dar așa e, în cazul ăsta, iată. Chiar voi sunteți Stereojack. Bă, o să ajungem să dăm piesa cu ea, vom încheia cu piesa cea nouă de pe albumul care o să apară în toamnă. Ați auzit, da? Nici n-a început bine vara și ei zic cuvântul toamnă. Așa, câte sunt gata până acum, Dorule? Andrei? Am intrat în studio în februarie, am tras o parte din piese, 4 sau 5? 4 sau 5. 4 sau 5. Și mai sunt încă pe atâtea în lucru, o parte mai gata, o parte mai puțin gata. Păi, dar stai așa, voi v-ați impus deadline-ul ăsta ca la, precum e la corporație, că tu ai experiența asta. Ai putea să spui ca la corporație, dar ideea de bază e că dacă nu avem un deadline sau nu stabilim că vrem să terminăm un proiect, el nu se termine niciodată, da. Da, așa am funcționat și... Iarăși, mă, tocmai, da. Deci, Doru, stai mă, da, știu, dar Doru tocmai v-a zis o motivațională asta. Dacă nu-ți dai un deadline... O amân la nesfârșit, a? Da, da, și punct. Chiar... Doru Trăscău, da? Să știe asta, da? Știm, am învățat exact cum a zis și Andrei, din experiențele trecute, a funcționat de fiecare dată. Da. Și la ușor distorsionat și la Gloria, când ne-am pus în cap. Păi, dar facem... poți impune, mă, creativitatea să se scream atunci? Da, de ce să nu poți să impui? Păi, nu știu, voi ziceți, artiștilor. Mie mi se pare că poți să impui, evident, nicio problemă. Creativitatea în sine sau să-ți impui să fii inspirat, nu ai cum, dar poți să vii în fiecare zi și să faci maximum din ceea ce poți să faci până când o să iasă și de obicei dă rezultate. Adică, aia înțeleg, nu, am înțeles și partea cu ținta, am înțeles, dar s-ar putea că, sau nu v-ați impus și un număr de, s-ar putea să iasă doar 5 piese, de exemplu, până în toamnă. Că am înțeles, ăsta e țelul, ăsta e scopul. Bă, un album până în toamnă. Nu e niciunul dintre noi absurd până în punctul în care dacă lucrurile nu se pupă sau nu funcționează așa cum ne dorim, să insistăm să facem niște lucruri, dar de dragul de a o face. Dacă nu iese... Asta înseamnă că ați avut idei de piese pe care le-ați aruncat, le-ați jucat în picioare. Le-ați încercat și... Asta se întâmplă tot timpul. Noi, de pildă, când scriem, cred că avem, nu știu, 30-40 de piese în lucru și pe măsură ce ajungem să înregistrăm variantele finale ale ideilor, cele, nu știu, 30 de piese, 25 de piese care nu se califică, se cer afară din playlist-ul final singure, cumva, că nu... Tu îți dai seama că există oameni și chiar ar putea naște o viitoare piață, n-a sper să nu dau ideea asta altora cu această ocazie, care ar cumpăra coșul de gunoi al ideilor de Monojack. Tot ce e posibil. Noi, mare parte din ideile astea care... Idei sonore, atenție, nu vă gândiți la tâmpenii. Deși știu în perioada în care cântam cu AB4 niște fete care strângeau chiștocurile de țigară din scrumie. chiștocurile ale voastre? Rico, da. Nu cred. Mamă, deci stai, voi sunteți niște ultra rockstaruri de atunci. Acum doar se pupă locurile prin care au călcat tălpile băieților ăstora. Nu se mai strâng chiștoace. Dar le are oricine. Bun, deci aia, ați fi de acord cu asta? Nu cred că ar pleca niciodată un folder din ăsta de la noi, dar au fost dăți în care cu plăcere am dat spre ascultare unor oameni niște piese în varianta lor originale. De pildă, când am lansat piesa aici, acum am făcut un tur cu o parte din fanii noștri
Și pentru că i-am dus la prima sală de repetiție a trupei, sală de repetiție unde s-a născut și piesa Gândurile, printre altele, le-am dat să asculte prima variantă a piesei, nu, tablou, a piesei tablou, da, prima variantă, care n-avea încă versuri pe atunci, dar dacă o asculți sonor vorbind, te prinzi că e vorba despre ea. Și a fost primul take ever al acelei piese. Eu zic totuși că asta merită să apară la un moment dat, da. Și asta aici sunt de acord. Să fie, nu vinil, că implică multe, dar partea de schițe, de idei, să fie băgate, nu știu, ar putea să fie ori să fie o adăugire la un album, să fie ori free download sau un bonus la un album, dar e păcat să nu existe. Și stai așa, uite, vrea și Irina, producătoarea emisiunii, a trei, zi. Să fie puse la muzeu, la un muzeu. Schițele. Tu știi că n-au ajuns încă la nivelul ăsta de aroganță să existe muzeul de monogex. Se poate. Și întâi trebuie să și moară oamenii ăștia. Doamne ferește. Să mărim de pe chisară, da. Hai, ne întoarcem la asta. Thank you.
pe care înaintăm, deși în viitorul ca pe un gen imens, uitându-ne în urmă, totul capătă un sens. Într-o zi vei privi către azi în trecut, vei zâmbi și vei ști ce rost a avut. Simt o inimă în piept, văd în brațe un pumn perfect, în picioare aud un drum, știu că sunt aici. Donu și Andrei, de la The Monogec. Aici. Bine, aici, pe pagina de Facebook a Radio Pungherila și pe YouTube-ul postului ăsta de Radio Plus, într-o box apropiată colțului blocului tău. Bă, ce facem? Apropo, cu Andrei mă tot văd pe la concerte, da? Știi, recunoști asta, hai, da, a fost săptămâna aia, ne-am văzut în fiecare. Păi știu, asta zic, dar cu tine, Doru, tu nu mai consumi concerte? E... O să mă văd și eu cu voi la concerte. De fapt, nu, o să vin eu la radio să fac mișto de voi când o să faceți voi copii, știi? Aaa, băi, deși... Băi, iau, la concerte. Da, am avut conversația asta cu Robin acum vreo săptămână. Hai că nici Robin n-are copii, atenție. Nu, nu, păi tocmai, și nu l-am văzut de ceva vreme și ne-am întâlnit la un concert și m-am bucurat că l-am... L-am revăzut și, da, am și spus, m-am văzut că era cu Marius Chivu și am zis, bă, vă invidiez pentru că încă mai aveți la concerte. Și ei m-au întrebat la fel, păi, ci, de ce? Nu, ia și copiii sau ceva. Yeah. It's not that easy. Robin, care a ajuns asemenea foarte mult, nu e a mea asemănare, dar o să spun aici că, până la urmă, e măgulitoare cu Hemingway. Așa. Bun, na, hai că ne-am luat cu asta și vreau, vreau să te întreb ceva care intra în zona de adâncim, dar hai mă, poate îmi vine. Stai așa, mă mai storc un pic. Zim cum e cu muzica asta, nu asta era întrebarea, dar sigur o să-mi vină și pentru amândoi. E gata, stai bă, știu. A, apropo, o să ajungeți la zona asta, pentru că nu o să dau exemplu de trupă care urmează să vină așa, în toată vara asta, care are niște ultra condiții. Mai toate au niște condiții de astea puse din partea managementului, ba chiar și din partea trupei. M-am uitat acum că am fost și la Brand Minds, inclusiv speakerii au genul ăsta de ultra pretenții, de neinteractivitate cu lumea, da? La fel și cu trupele. Credeți că o să ajungeți la modul ăla la care să refuzați? Să ajungeți până acolo încât să spuneți, bă, noi nu urcăm pe aceeași parte pe scenă cu restul trupelor. De exemplu. Mi-e greu să cred, vorbesc și aici... Asta zic, dacă da, nu dacă da, dar de fapt, e la un moment dat vreun moment în care e deranjantă interactivitatea asta, pentru că da, sunteți foarte cunoscuți și... Singurul scenariu în care îmi pot imagina că nu am vrea să stăm de vorbă cu oamenii sau să ne izolăm cumva, este scenariul în care avem 7 concerte în 7 zile, lucru care ni s-a întâmplat, scenariul în care te trezești dimineața într-o cameră de hotel și pe cuvânt că nu știi în ce oraș ești. Țin minte, noi chiar ne-am întâlnit la festivalul ăla la Târgu Mureș și era, cred că, a șaptelea concert la Awake și eu mărturisesc că m-am suit pe scenă în seara concertului. Ce-ai zis, bună seara, Timișoara. Mi-a fost frică că o să spun Târgu Mureș și eu că de fapt s-ar putea să fiu la Bistrița. Da. Deci, nu, era bine. Era lângă. Bună seara, lângă Târgu Mureș, aici unde suntem. Ideea, da, bună seara, Transilvania. Sau așa, da, era mai sigur. În contextul ăsta, doar pe fondul boboselii, poate că cineva ar vrea să vină să stea cu noi și
am spune, băi, nu. Dar altfel, cel puțin eu, Andrei, la fel știu, suntem de obicei animale foarte, foarte sociale. Bine, dar o să mai vorbim de cineva care a și fost în seara asta, a fost headlinerul de acolo, știți, am zis cine, scriitorul, care a spus după succesul primei cărți a devenit ultra-anxios și de-aia. Adică e posibil ca popularitatea să nască anxiozitate și de-aia să prefer varianta asta. Băi, mă văd doar cu ai mei, punct. Pe de altă parte, ceea ce descrii tu e totuși departe de realitatea pe care noi o trăim. N-am ajuns atât de popular ca, nu știu, Micuțul, ca la fiecare intersecție să vină cineva să vrea un selfie cu mine. Și atunci, nu știu, în situația aia poate lucrurile s-ar schimba sau aș deveni mai selectiv. Dar îmi aduc aminte, apropo de treaba asta, de întâlnirea cu Brian Molko la Arenele Romane, primul concert Placebo. Ah, aici, chiar așa e. Om a fost cât se poate de pământean, nu? Cu voi. Da, și îl vedeam foarte des la televizor și, în general, ca o persoană destul de distantă, așa, și cumva un soi de acritură, cum se zice la noi în popor. Și mi-am dat seama că era o mască foarte bine întreținută, tocmai ca să scape de orice explicații pe care ar fi fost nevoie să le dea. Ținându-și așa o figură din asta mai distantă, reușea să alunge din start o mare parte din potențialul public care ar fi vrut să-l abordeze. Și în rest, el era un tip cât se poate de ok. Ceea ce ție ți-a arătat, fața asta ți-a arătat-o ție. Da, se simțea în regulă și fără niciun fel de probleme în backstage, bineînțeles. Bine. Da, bă, cel despre care, la care făceam referire este Jordan Peterson. E cel care a fost headlinerul ediției de anul ăsta de Brand Minds și el recunoaște în noua lui carte asta, că a venit după 12 reguli de viață, l-a lovit anxiozitatea, dar a ajuns până la consumul de chimice, care a trebuit să scape. El, la care îți puseseră care-s regulile de spală pe cap. Hai să... Stai așa, ne întoarcem, da. Showcase. E show. Dar după asta... Vara asta e atât de bine să fii fresh! La Kaufland pe 18 și 19 iunie ai castraveți cornișon la doar 2,99 kg. Măsline negre extra jumbo la doar 1,09 lei de grame. Și cotlet de porc fără os la doar 16,99 kg. Kaufland. Vacanța plutește în aer, o poți atinge. Simțim nevoia să evadăm, visăm cu ochii deschiși cum o să străbatem lumea largă în lung și în lat, liberi de neoprit. Iar noul Jeep Wrangler plug-in hibrid este despre libertate, este de neoprit. Spune-ne care sunt cei trei prieteni cu care ai pleca o săptămână în lumea largă cu noul Jeep Wrangler plug-in hibrid, pe unde te-ai opri, fă-ne să visăm cu ochii deschiși și un kit original Jeep pentru plecat în lumea largă poate fi al tău. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață cu Dobrogilda și cu Nic. Noul Jeep Wrangler plug-in hibrid, gama electrificată 100%. Bucură-te de liniștea libertății! Bagă de la alternativ la electronic sau dance, până la hip-hop, puste, mashup, grind, drum and bass. Indie, soul, rock, chitara e de acord, o simți până în inimă, se numește electrocord. Linie pe frecvență, cresc pulsul, ca la cardio. Lumină din subteran, underground-ul pus pe radio. Nață-o cam în DJ cu piperul și sarea. Îți dă hrană muzicală, vineri de la 7 seara. Emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro. La Radio Guerilla. Fă cunoștință cu Easy Upgrade de la iStyle, un program flexibil cu administrare ușoară și cu cea mai mică rată, care îți permite să te bucuri tot timpul de cel mai nou MacBook Air. Ia-ți dispozitivul visat cu o rată lunară fixă de 206 lei. Adu-l înapoi la sfârșitul termenului ales, iar noi îl vom înlocui cu cel mai recent model. Este atât de simplu. Vino în magazinele iStyle. iStyle este Apple Premium Reseller. Ofertă supusă unor termene și condiții. Iubi,
iubitori de modă și frumusețe din întreaga lume, adunați-vă! Urmează un anunț foarte important! Farfetch, platforma care operează o piață digitală de lux cu adevărat globală, care susține individualitatea și interconectează creatorii, curatorii și consumatorii din întreaga lume, totul din dragoste pentru modă, este acum avantpost Radio Guerilla, ceea ce înseamnă că experiența voastră de shopping tocmai a devenit și mai frumoasă. Produse pe care nu le puteți găsi altundeva, cele mai cuprinzătoare selecții de la mărcile de produse de frumusețe și designerii preferați, precum și articolele pe care ar trebui să le căutați în întreaga lume. Așa că tot ce trebuie să faceți este să vă creați coșul de cumpărături mult visat și să vă pregătiți pentru cel mai satisfăcător unboxing din viața voastră. Pentru că, repetăm, Farfetch este acum avantpost Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Alege să devii mamă la Regina Maria pentru o naștere în siguranță pentru tine și copilul tău. Spitalul Băneasa este singurul spital cu maternitate din România, acreditat internațional pentru calitatea îngrijirii și siguranței pacienților. Aici sunt gestionate toate cazurile complexe, intervenții intrauterine și nou-născuți prematuri de la 24 de săptămâni. Cere o ofertă personalizată la 021-9268. Maternitatea Regina Maria, locul în care naște și se naște o mamă. Un moment bun să faci o schimbare smart în cea mai rapidă rețea. La Orange te bucuri de o ofertă specială doar în București. iPhone 13 5G de 128 GB cu 329 de euro prin buyback 5G la portarea pe abonamentul Smart Plus 25. Vino în magazinele Orange până pe 17 august sau intră pe orange.ro. Stai, mă, stai, că s-a greșit emisiunea. Stai așa, stai. Aici sunteți în continuare la... Intrați pe pagina de Facebook a Radio.Gherila și pe YouTube-ul postului ăsta de radio și o să vedeți ce se întâmplă în studio. Dacă acum ați deschis televizoarele, Doru și Andrei. Thank you.
Doru și Andrei, jumătate de The Monogen. Aici. WhatsApp, mai multă lume a întrebat că probabil acolo deschis televizoarele. Mamă, ce e asta? Vreau și o piesă. Asta este o piesă, o piesă pe care n-am încântat-o de ceva vreme. Este piesa celor de la Editors. Se cheamă Phone Book. Ați auzit, reinterpretarea, mă, că m-am prins că la niciun acustic nici mie nu mi-ați făcut-o. Am avea momente în care trebuia să faceți reinterpretări, dar pe asta nu mi-ați dat-o până acum. E foarte posibil să ai dreptate. Păi aici acum să știi că e prima oară când se cântă vreodată acustic. Acustic? Aaa. Deci ai două premii. Ca să știu ce a, nu, ca să știu trei cu asta care. Trei cu așa, și ca să știu ce tai eu de pe banda Martor ca ulterior să și difuzez. A treia premieră o să fie aia de studio care anunță că încă se lucrează la albumul ce se va lansa în toamnă, la care încă se lucrează. Momentan e doar dat deadline-ul la el. A, așa. Bă, mai rămâne, și asta o să le dau telespectatorilor pentru următoarea piesă, să zică ei, pentru că rămânem în zona asta de stors viitorii rock sau viitoarele rockstaruri care încă n-au ajuns la nivelul ăsta de aroganță încât să-ți închidă ușa în nas managementul dacă tu le bați la ușă sau să nu poți urca dacă ești altfel de trupă cu ei pe aceeași scenă. Unde și care ar fi zona, care ar fi strada ce ar trebui să poarte numele trupei oriunde în țara asta, dar ne spuneți de fapt care e strada care ar trebui după dispariția trupei acum, nu știu, peste 100 de ani să poarte numele de The Monogex. Am că ar fi așa. Colț de, pardon, strada de Monogex, colț cu Ferdinand. Să ne zică oamenii la 0758948948 care să fie strada ce o să poarte numele The Monogex. Da, Bulevardul Gloria, practic. Ah. Na, na, na. Hai, stai și, Andrei, e și rândul tău, nu mai fi doar așa, da? Doar rezonări pentru Doru. Zici și tu, e momentul ăla. Acum e semiterapie momentul ăsta aici. Tu ai ceva de reproșat? Trupei de Monogex, ia. Ce moaca a făcut. Cât timp mai avem? Nu. No. M-ai pus pe gânduri, mă gândeam la stradă, dar nu pot să... No, nu, nu, nu e pentru voi întrebarea, mă. Nu e. Strada e pentru consumatori. Da. Da. Nu, n-am nimic de reproșat decât... Da. Nu fi PR, nu fi PR acum, da. Nu, really, come on. Ok, nu, eu înțelegeam până la urmă, având în vedere că liderul, că nu știu care e și cum funcționează până la urmă ierarhia în trupa asta. Așa, nu? Și fiind Doru, poate voi la un moment dat vă opriți în a vă arăta ideile sau dorințele. Nu le expuneți. Noi păi voi restul, lasă-mă, nu, restul, nu, nu. Nu, 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 nu funcționează așa deloc. Deci tu n-ai nimic să, sau hai să-ți reproșezi ție, poți? Îți reproșești ceva ție? Absolut. În toți anii ăștia de The Monogex? Păi, numai Dumnezeu sunt aici, mă. Da, e clar. Mă uit în oglindă și sunt ok, adică...
Tu, Doru, ai ceva să-ți reproșezi din perspectiva asta a trupei de Monogex? Nu într-atât cât să merită o conversație, în sensul în care sunt momente în care sunt nemulțumit de ce se întâmplă. La fel ca și Andrei, exercițiul de a mă uita în oglindă de cel mai multe ori e ăla care mă salvează. Dar, și stai, după uitatul în oglindă, amândoi sunteți mulțumiți, să înțeleg. Da, și în primul rând, dacă e ceva care nu funcționează și mă uit suficient de atent în oglindă, îmi dau seama că e în primul rând la mine problema, nu în partea cealaltă. Așa că de-aia am insistat pe exercițiul ăsta cu oglinda. Iar de reproșat, nu, pentru că chiar aveam o conversație cu Andrei, cu Cristi și John. Cred că la puțină vreme după ce am reînceput să concertăm, după aproape 2 ani de incertitudine. Mm-hmm. 2 ani în care, de bine de rău, noi am mai prins câte un concert, dar per total s-a cam stat. Și uitându-mă în jurul meu, uitându-ne în jurul nostru, am realizat că suntem super norocoși și că am reușit în toată perioada asta să facem o grămadă de lucruri fantastice. Pe lângă faptul că am terminat 2 albume într-o perioadă foarte scurtă de când ne-am cunoscut, am trecut și peste pandemie cu bine și iată ne lucrând la cel de-al treilea album. Așa că nu se poate să... Trupa fără reproș, iată, trupa fără reproș și... Doamne, e foarte simplu. Eu am cerut managementului să nu îmi văd colegii înainte să mor pe scenă. Ce te-a reușit. Că eu cu tine, doar cu tine dintr-o mă văd pe la concerte. Ție ți-a ieșit, bă. Dar tu niciodată în situația asta nu urmează să te sui pe scenă, ci doar te uiți la ea. Pe care scenă sunt alții de obicei. Da, bine, așa tu stai așa, că eu cu Andrei știu răspunsul, că m-am văzut, dar la tine ultimul concert la care ai stat și te-ai zgâit? A fost la lansarea băieților de la Grimus. Am și fost invitat, e drept, să susțin demersul ăsta lor și... Nu, că te-ai sui și pe scenă acolo. Da, dar nu împreună cu ei. Dar ai ajuns, nu, la un concert la care ai fost fără să ajungi și pe scenă, nu contează varianta. Poate ai fost MC, da? Dar nu. Nu știu, uite, ultimul concert la care mi-aduc aminte cu plăcere că am făcut chestia asta, că o mai fi fost de atunci, deși în pandemie puțin probabil, cred că este concertul No Twist de la Control. Care să fie... Da. Ați înțeles, da, de la ei din țară, în niciun caz de la noi din țară. S-a marcat inclusiv asta. Bine, hai acum, e cazul tău așa, mai dau, nu va fi piesă, atenție, live. Și e momentul, gata, mă, să vindem, ca să apucăm să o dăm pe toată, vindem asta. Înainte însă, mai trag eu un pic de tip, că au venit și n-a trebuit să-i mulțumești pe oamenii ăștia, sugestii pentru, stai așa, hai mă. De străzi care ar trebui să poarte numele de Monogex în viitor, când o dispărea. Compozitorilor sau alea privighetorilor ar trebui. Calea Florească. Acolo era MCM-ul, acolo s-a lansat și AB4. Deci toată Calea Florească acum să se cheme The Monogex. Hai mă. Așa. Ce tare, da. Zice cineva, mă, ce tare că o să văd editor și trupa mea de suflet și de Monogex la Electric Castle. Da? Strada Xenofon. Singura stradă întrepte din București. Xenofon. Care e asta? Știe vreunul? Mă uit la bucureștenii. Știi tu? Ia. Stai așa, uite, Lucian, zic care e. E lângă Parcul Carol, pe undeva. Aproape de expirat. Păi da-i, mă. Da-i, o știi, am înțeles. Bine, hai. Atenție că se vorbește despre noua bucată și după aia se difuzează. Zi, ce e cu spune? Ce vrea de la noi? În câteva cuvinte este genul ăla de piesă care povestește un moment între el și el, între ea și el, între el și ea, moment în care tu știi că o să spui niște lucruri nu tocmai ușor de acceptat, interlocutorul tău știe același lucru, dar niciuna dintre părți nu renunță la conversație. E o conversație pe care e nevoie să o ai. Cam asta este piesa Spune. Deci nu e reproș, că băi, dar spune-mă și tu ceva. Nu, nu e pe bază de reproș. Ok.
Hai bine. Să înțelegem. Hai, păi o să vedem, o să ascultăm acum, atenție, o să puteți vedea trupa, dar o să stea doar cu chitările în mână pe post de noptiere. Aici o să fie varianta de studio, atenție. Așa sună, mă, noua bucată de Monogex. Spune pe viitorul album care o să apară în toamnă. Să ne ziceți și dacă apare. Că apare pe platforme. Thank you.
Come on, Jack și noua lor piesă. Spune! Guerilla! Showcase! E show! Dar a fost varianta de studio, aia în care și-a băgat mâna moro, așa? Dănuț Georgescu. A, Dănuț a masterizat-o de la Byron, ca să fie foarte clar. Bine, Moro e cel care le face live sunetul, ca să înțelegeți de ce sună atât de bine live-urile de Monogex, printre altele. Și acum, zi, continuă-ți ideea, apropo de... Merge și pe piesa, spune. Mă gândeam la faptul că noi suntem expuși muzicii mai des decât în mod normal, în sensul în care, mergând prin țară, participând la festivaluri, mergând în cluburi și așa mai departe, tot timpul vedem concerte, tot timpul văd câte o trupă. Bă, ales... Asta e scuză, nu poți să spui că ești supra-saturat de concerte. Le altora. Dar nu e vorba de concerte altora. Uite, îți dau un exemplu. Noi să zicem că repetăm de obicei de 2-3 ori pe săptămână dacă nu avem activitate. Mai ales atunci când ne pregătim pentru material nou. Poate chiar de mai multe ori. Dacă avem 3 concerte săptămâna asta, nu ne mai vedem la sală. Suntem sătui de zgomot și de făcut scandal. Am înțeles. Și prefer țipetele de acasă. Consoarta, nu, copii... Prefer să... Cum zice Interpol? Tonight I'm gonna rest my chemistry. Îți... Ok. Îți iei o pauză. Dar nu e și cazul lui Andrei, de exemplu, care preferă să bage în continuare concerte de altora. Bine, mulțumesc, Cuba. Ziceți acum de piesă. Unde e? Deja pe platformă, spune? Este pe toate platformele posibile și existente care dau muzică în format digital. Ați auzit. Bine, mulțumesc cu vă. Restul lumii să meargă să o ia oficial, să o dea, de fapt să o cumpere de acolo oficial. Spune să aștepte să vină și albumul în toamnă. Până atunci, luați de-i vedeți pe la concerte, dar dacă se poate să cumpărați bilete oficial la concertele de Monogex. Apropo, când e următorul și unde? Următorul concert este mâine la Arenele Romane. A, e cu Dama Out of Office, corect. Iar ora viitoare puteți să câștigați o invitație dublă la festival, la Out of Office. Mulțumesc cu vă, încă o dată în aplauzele celor aici de față. Ia stai, mă, stai. Stai așa, că îi pun pe ăștia, să fie aplauze. Dar oprește-te, mă, o dată. Gata, băgăm. Vezi, mă, aveți live aplauze. Doru Săscău, Andrei Zamfir, pe Monogex. Am că vă mai ajut și eu. Da, mulțumesc cu vă! Guerilla! Ah, hai la poză! Radio Guerilla! E Ribe Radio!